se anunță datorită înghețului pietre extrem de mari în viticultură. Deci se anunță datorită înghețului pietre extrem de mari în viticultură. Să-i pui acum până în 29 februarie să depună capitalul social și garanția, mulți dintre ei nu au banii necesari. Să nu uităm că nu vorbim de firme mari. Deci așa la prima vedere spuneți, dom'le, până în 50 de vagoane. Ei mult vin până în 50 de vagoane. Taxa ar fi un vagon. Deci un vagon să depui garanții, echivalent un vin. Deci aproape 10.000 de litri să-i vin și să-i pui garanție, aproape 10.000 de litri să-i vin și să-i pui în capitalul social. Da, dacă ai 50 de vagoane, poți să vinzi două vagoane de vin și să le pui garanție, una acolo, una acolo. Dar dacă nu faci mai mult de 10, de unde scoți două? Deci dacă tu în depozit acum ai 15 vagoane de vin, să spunem, din recolta anului trecut, cu o perspectivă extrem de proastă în continuare pentru anul care vine, că au anunțat că și uitați-vă pe anunțurile celor de la Direcția Agricolă, că via este extrem de proastă anul care vine datorită înghețului, tu acum din 7 vagoane sau 15 pe stoc sau 10 vagoane pe stoc, tu să scoți două ca să le pui una garanție și una în... L-am întrebat, cu cât se vinde vinul veac, ca să pricepem și să pot să explic și eu mai departe la minister. Vinul veac se vinde cu 1,50 lei, 2 lei și jumătate, da? Vin de masă, nu toți au vin din ăsta superior. O să-l vândă cu 2 lei ca să-l pună după aia garanții. Deci asta, de aici am făcut socoteala. Aproape un vagon de vin garanții, încă un vagon de vin. Și el are 15, sau 10, sau 7. Pentru că așa pe hârtie scrie că are capacitate de 50 de vagoane, da? În realitate el nu are atât. Eu mă uim și pe ăștia. Nu știu, totuși în Vrancea sunt 25% din suprafața viticolă a României, că a mai scăzut, fiind numai 20 acum, și aproape 18 localități implicate în acest proces, în această muncă. Unii chiar monoculturi. Chiar nu ținem cont de ei. Da, există un lobby, asta în mod cert. Însă vina celor de la putere este că trebuia să fie extrem de... vocal în această zonă.